uitați-vă și vedeți, e cam lupa un pic așa. Wow, uitați-l pe zebra, mă, băieți. Stai că s-a activat zebra. Hanoro, băieți, și bine v-am găsit la seria noastră de Overwatch pe CSGO. Pe această serie încercăm să ajutăm comunitatea CSGO să scăpoată de infectații ăștia de codați. Totul e pregătit, două vizele descărcate, să nu pierde timpul, n-am vede că se dă în drumul. Bang! Și a plecat Overwatch-ul. Această carte, sper că nu joacă pe train, Wigman. Bă, poate se încarca anul ăsta, ar fi perfect. Și ce se încarca așa greu, un demo. Ok, bun. Mai avem puțin. Aia, s-a încărcat. Momentan este warm up pentru suspectul nostru. Și-a luat mare tep. Ce face aici, mă dorează mult, frate. Nu-mi place că văd așa. Stau așa să aștept, nu prea am răbdare, eu nu prea sunt cu răbdare. Da, trebuie să vedem tot Overwatch. Poate face ceva suspect în urmă. Cine știu? Mă, dacă a fost. A fost suspect, a fost. De ce? Glumesc. Chiar că acolo un bunny hop din scroll, dar nu-i merge. Este direct pe ei, nu se uită în stânga nimic. Și acum stă la feca. Zebra a murit. Și a murit și spectrul nostru. Nu ați pentru counter. Nu știu de ce Zebra și-a luat Deagle în prima rundă, eu nu înțeleg oamenii ăștia. Cred că o fi rus. Să vedem mai departe. Deci știa că era ținut acolo. Deci suspectul nostru e cam suspectat de wallhack, ca să zic așa. Deci aceeași tactică. Ia uitați-vă și vedeți, e cam lupa un pic așa. Wow, uitați-l pe zebra, mă, băieți. Stai că s-a activat zebra. Da, ce oameni de căcat, mă. Hai că acum s-a activat și suspectul nostru. Pe ce poate să lase pe zebra așa? S-a activat amândoi, s-a activat. Dai să. Momentan acum setează codul. Pune acolo niște parametri și îi dă bice. Încă nu este tată, e un cod mai complicat un pic. Hai, bă! Doar să te tirez. Hai, și-a băgat și scriptul de bunny hop. Dar nu ne dăm seama care e script, că-l ține numai din space. Ia să vedem. Mamă, și vulture. Bă, dar ce dracu ăsta e meciul codaților, frate? Ești nebun la cam în cața asta. Deci sunt 3 codați până acum. Cred că ultimul... Ia. Ce faci? Mă, și lasă, uită-n pământ, mă? Mă, vere, ești nebun la cap. Toți 4 au coduri, bă. Și și-a dat reportul unul altuia. L-a lăsat spectare codul mai bun. Aoleo. Iar ne uităm în minus, frate. Hai să ne uităm la asfalt.
ce meci, ce meci, frate. Suspectul nostru se tăgă și de un mare tep cu seringa. Ala e, l-a omorât pe Husky. Și mare pe vulture. A, gata, nu ne mai arată și nouă asfaltul. A, nu, s-a răzgândit. Și bă, are codul mai bun. Trebuie să recunoaștem, să fim corecți. Ca abrupte cu codul lui. Păi, la alți nu prea... Nu prea l-au așa bun. Deci dacă vreți un cod bun, vorbiți cu The Suspect și vă rezolvă. Am urât pe vulture, mai e Husky acum. Ultimul viață de la CT. I-a dat și lui Husky. Seringa, arma preferată codaților. Deci îi dăm și de îi dăm și scriptul, de script are 3 bife din 4. Măcar de ar mai da pe echipele lui așa o seringă din greșeală sau un cuțit să dă și de echipe, să fie pe toate. L-a omorât pe Husky, l-a lăsat în 10 viață și l-a omorât vulture. O, oh, bun. Să vedem aici, hai să-i dăm la băiat, vinovat pentru aim. Vinovat pentru wall și a avut și bunny hop. Scriptul pentru auto, da, a avut bunny hop. Dovedit suficient. Mai urcăm repede un ochi, vinovat. Dovedit suficient. Bun, băieți, cam asta a fost și cu acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați de like, share și abonare. Și ne auzi data viitoare. Salut! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.